Prima întâlnire a ministrilor de externe din Ucraina și Rusia a avut loc astăzi în Turcia. Potrivit presei ucrainene, înainte de începerea discuțiilor, Dmitri Kuleba a declarat că la masa de negocieri se va discuta despre încetarea ostilităților, îmbunătățirea situației umanitare din mai multe orașe ucrainene și retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Ucrainei. Este pentru prima oară când Rusia trimite un ministru pentru discuții cu privire la această situație. Întâlnirea a fost propusă de ministrul de externe al Turciei în speranța opririi confruntărilor militare ruso-ucrainene. Șeful diplomației ucrainene, Dmitro Kuleba, a fost întâlnit călduros de către omologul său turc. Cei doi și-au dat mâna, s-au îmbrățișat și au schimbat câteva vorbe. Ulterior, cei doi oficiali au făcut poză de protocol, după care au mers în sala de ședințe, acolo unde era prezent deja ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, ajuns în Turcia miercuri seara. Discuțiile au avut loc în format trilateral și s-a ținut cu ușile închise. Potrivit RIA Novost, negocierile au durat o oră și jumătate, iar la încheierea lor, Kuleba a spus că discuțiile cu Lavrov au fost dificile. Presa din Turcia scrie că cei doi oficiali vor face declarații separat. Miercuri, Dmitro Kuleba a menționat într-un video pe Facebook că așteptările sale de la această întrevedere sunt limitate. El a afirmat că succesul negocierilor cu partea rusă depinde de instrucțiunile și directivele pe care Lavrov le-a primit de la Kremlin. Până în prezent, trei runde de negocieri au avut loc între delegațiile din Ucraina și Rusia, având ca subiect oprirea războiului. Nu s-a ajuns însă la niciun rezultat major. Tot ce s-a stabilit a fost legat de încetarea focului pe plan local pentru deschiderea unor coridoare umanitare de evacuare a civililor din zonele de conflict, înțelegere pe care atât Rusia cât și Ucraina s-au acuzat reciproc de faptul că nu au respectat-o. Recent, președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, l-a invitat pe omologul său rus, Vladimir Putin, la masa de discuții pentru a pune capăt războiului. Apelul a fost lansat într-un mesaj video publicat pe Facebook. Deocamdată, Vladimir Putin nu a dat curs invitației.